Zaică, Zoică, Găliță, Șoică, Matiaș, Ghindar sunt doar câteva dintre multele nume de cod sub care este cunoscută cea mai colorată specie de cioară de la noi. Are penajul predominant maroniu, coada neagră, iar pe aripile negre cu alb vedem chiar și când zboară o frumoasă bandă albastră cu striații negre. Gaița este un silvicultor deghizat în pasăre. Consumă cantități considerabile de ghinde, din care își face încă din toamnă rezerve. Ascunde câteva mii de bucăți pe sezon și, în ciuda apetitului, câteva rămân neconsumate și se transformă în stejari. Deși cuibărește în păduri de foioase și de conifere, o putem admira și în parcurile noastre, mai ales toamna, dar și iarna la hrănitori. Cântecul gaiței este remarcabil, dar nu prin melodicitate. Este unul dintre cei mai buni imitatori de la noi, șorecarul, pisica sau mielul fiind printre cei plagiați. Dar cel mai adesea își semnalează la propriu prezența printr-o avertizare sonoră caracteristică, un sunet puternic, intens și repetitiv. Minutul de natură este un proiect al Societății Ornitologice Române în parteneriat cu Radio România Cultural.